Luni, postul nostru de televiziune a prezentat cazul unei femei de 38 de ani din localitatea Boghicea, pe care medicii de la ambulanță au diagnosticat-o cu multiple traumatisme cauzate de lovituri cu un corp contundent. În urma investigațiilor efectuate de medicii de la Centrul de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Municipal, a reieșit că femeia suferea doar de o depresie și câteva contuzii. Ultimele informații arată că femeia a fost de fapt agresată și lipsită de libertate de concubinul său, cetățean italian stabilit în România. Data de 23 ianuarie 2016, colegii din cadrul secției de părți rurală Sarna au fost sesizați despre faptul că în localitatea Boghicea a avut loc o agresiune fizică. La fața locului aceștia au identificat un bărbat de cetățenie italiană de 47 de ani, care la momentul respectiv se afla sub influența alcoolului și care în prezent este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie. În așteptarea concluziilor medicului legist, poliția continuă cercetările în acest caz, cetățeanul italian fiind cercetat în libertate. Se pare că acesta nu prezintă un pericol social atât de mare încât să fie nevoie impunerea măsurii de arest preventiv. În continuare, în acest caz, sunt efectuate toate cercetările pentru stabilirea clară a împrejurărilor în care femeia de 38 de ani a fost agresată de soțul acesteia. Da, momentan este cercetat în libertate sau este reținut? Momentan, da, cercetările sunt făcute față de acest bărbat de libertate. Urmează a fi înaintate concluziile medicilor legii și ulterior se vor dispune măsurile legale în consecință. Psihologia afirmă că violența în familie are un caracter ciclic care nu se oprește de la sine. După explozii de violență vine o perioadă de împăcare, momente în care agresorul promite că nu se va mai întâmpla, după care vine o altă furtună. Cu timpul, actele de violență devin tot mai frecvente și mai grave, iar perioadele blânde devin tot mai scurte sau dispar cu totul și ciclul de violență continuă.